Bine ați venit, dragi doamne și dragi domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia fecioară. Pentru dumneavoastră voi încerca să aflu predispozițiile săptămânii 7-13 august. Dacă sunteți și voi de acord să vă alăturați, am mai multe pachete de tarot și de cărți pe care să le interpretăm împreună. Și eu și dumneavoastră ne vom folosi intuiția. De asemenea, aș vrea să aprind o lumânare, dragi doamne și domn din Fecioară, pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi, pentru împliniri de orice fel, pentru armonie, împăcări, vindecări, pentru soluționări, da, pentru găsirea a ceea ce vă este necesar. Sper din tot sufletul să rezoneze un număr cât mai mare dintre dumneavoastră la această etalare și voi folosi Tarot Energy, voi folosi de asemenea Tarotul Lenormand, aici am și cărțile normale, obișnuite, pe care veți vedea că le vom întreba. Mai am acest pachet al arhanghelilor și darurilor și de asemenea un oracol foarte, foarte drag mie. Un oracol magic, așa se și numește. Pentru că aș fi vrut să deschid subiectul portalului leului care se întâmplă marți, pe 8-a-8-a. Dragii mei, dacă simțiți nevoia de a crește în energie, puteți renunța la gânduri negative, puteți renunța la acele energii care sunt stagnante în viața dumneavoastră, da? Și puteți fii mai dornici și mai hotărâți să mergeți în direcțiile pe care voi le-ați decis, da, într-un fel sau altul, poate că v-ați abătut de la ele pe parcurs sau viața așa v-a dus, folosiți energia portalului 8-a-8-a pentru a elibera ce nu vă mai este de folos și pentru a planifica în așa fel încât pe 15 august, când va fi luna nouă, atunci să vă puneți intențiile și să mergeți în direcția lor. Sunt gata să încep etalarea pentru Zodia Fecioară cu un mesaj care vine din partea Arhanghelului Metatron. Nuanțe frumoase de roz, de alb, verde, maro și galben. Vedem aici, sunt nuanțe care vă liniștesc sau vă energizează după caz. Vă oferă inspirație și vă protejează, da? Sunt nuanțe din această carte care să vă poarte noroc în săptămâna 7-13 august. De asemenea, văd numărul 45, da, care poate fi o vârstă sau un interval orar între 4 și 5, ori ora 9 sau ora 20 sau vârsta de 20. În ce constă darul Arhanghelului Metatron? Spune că vă impulsionează o evoluție spirituală, că este un mare învățător divin și vă va inspira, susține fiecare formă de inițiere spirituală autentică din viața dumneavoastră. Țineți cont, da, de acest bun Arhanghel Metatron și cereți-i ajutorul și suportul în această săptămână ori de câte ori simțiți nevoia. Haideți să vedem și darul din partea oracolului, mai ales în traversarea acestui portal. Vorbim de magie, da? Ceva magic, o magie. Poate că ține de o vindecare, poate ține de o armonizare, de o împăcare, pe de altă parte. Credeți în această magie, mai ales în ziua de 8-a-8-a, credeți că tot ceea ce este posibil la limita, cum să vă spun, la limita realității noastre, dar credeți în această putere deosebită de a vă împlini dorințele. Acum, hai să vedem, începem cu Tarot Energy și extragem, dragii mei, de luni până duminică, energiile fiecarei zile. Vom interpreta atât din Tarot Energy cât și din Lenormand ulterior. Voi lua și din cărțile obișnuite, da? Mesaje care să vorbească despre predispozițiile existente pentru dumneavoastră. Ia să vedem, dragii mei, avem și din Lenormand, cum spuneam, da? Acesta este un mesaj independent.
Să fiți mai atenți, ca de obicei, la niște detalii. 44 poate fi o vârstă, energia lui 4, între ora 4, ora 16, da, sau ora 4 sau ora 16, sau să fiți foarte atenți la niște detalii, să fiți foarte interesați să aflați cât mai multe amănunte într-o situație anume. Avem și din partea Lenormand la fel, câte o carte pentru fiecare zi a săptămânii. Ia să vedem, dragii mei, ce vor cărțile să ne transmită. Și din acest pachet de cărți obișnuite, mă iertați, iar un mesaj independent. Cineva din berbecleu săgetător se gândește la voi. Sau o persoană brunetă cu ochii negri sau căprui. Voi pune câte 3 cărți pentru fiecare zi a săptămânii, apoi îmi vor rămâne 3 cărți la dispoziție. Prima va reprezenta surpriza săptămânii. A doua carte va fi sfatul pentru dragile mele fecioare, doamne sau domni. Apoi avem a treia carte ca răspuns la o dorință pe care voi, dragii mei, poate că o veți spune. Dar puteți să vă puneți o dorință, puteți să vă gândiți la această dorință. Și suntem, iată, cu etalarea făcută și cu cele 3 cărți de care povesteam. Începem cu ziua de luni. Luni va fi în 7 august și are loc semnarea unui contract important sau voi este important să vă gândiți, să citiți, să vă gândiți la un contract, să, da, poate fi chiar o cerere în căsătorie, dar poate să vorbească despre un contract obișnuit, cum semnăm atunci când mergem să facem un serviciu sau o activitate. Să citiți foarte bine toate clauzele acelui contract. Numărul 6 ca oră poate fi important, ora 6 sau 6 persoane. Da, este această energie. Apoi, iată, ai carte, ai parte. Este o carte foarte frumoasă care vorbește despre educația voastră aleasă, dragi fecioare, despre faptul că vă ajută experiența de viață și înțelepciunea, dar și educația pe care ați avut-o. Ora 10 poate fi importantă, 10 de monede, este cartea familiei fericite și lipsite de griji. Am de asemenea vârsta de 26 de ani sau intervalul între 2 și 6, da? Sau ora 8, ora 12, care pot fi importante pentru dumneavoastră. Mai văd de asemenea în aceste cărți obișnuite că vorbim despre o întâlnire după asfințit sau un drum peste noapte, în urma căruia aveți vorbe bune, dragii mei, mai ales cu persoanele din Rac, Scorpion, Pești. Mai văd și persoane blonduți, șatene cu ochii căprui sau deschiși la culoare. Au loc împăcări, vorbe bune, reușite, laudele cuiva. Și iată, am ajuns la ziua de marți, 8 august, când va fi portalul 8-a, portalul leului, o zi importantă, aș zice eu, pentru deciziile dumneavoastră. Și văd că vă bate dragostea la ușă, cred că este vorba aici de un partener existent sau despre un partener pe care aveți șansa să-l cunoașteți. Bărbatul care ține o inimă poate să aibă 45 de ani, da, să fie 45 o vârstă sau un interval orar între 4 și 5 sau ora 20. Da, este un bărbat care vă iubește, un bărbat care ține la voi foarte mult, fie că sunteți doamne sau domni, da, poate să fie un membru de familie sau un prieten foarte apropiat. Și văd bucurie în casă, văd cazarea într-o altă casă, că vă interesează subiectul mutării, sau că plecați în vacanță. Văd numărul 4, poate este numărul membrilor din familia voastră, și văd și un rege de cupe, cineva din Rac, Scorpion, Pești, care, dragii mei, din Zodia Fecioară, vă poate aduce un echilibru. Regele acesta de cupe este bărbatul drăgăstos, bun sfătuitor, care știe să asculte, să-și ofere umărul pentru cine are de plâns.
Cărțile obișnuite vorbesc despre soarta voastră, dragii mei, din Fecioară. Soarta cu care vă întâlniți aduce persoane care vă sunt binevoitoare, fie sunt din Taur, Fecioară, Capricorn, sau aceasta este cartea voastră, fie vorbim despre doamne sau domn din Rac, Scorpion, Pești, ori persoane blonduți și atene cu ochii căprui ori deschiși la culoare. Aici este ceva important în destinul vostru, dragii mei, în ziua de marți. Mergem mai departe la ziua de miercuri. Miercuri va fi în 9 august și, dragii mei, am aici o avertizare de furtună în jurul orei 20. Poate vorbim despre un conflict, o discuție în contradictoriu, poate chiar schimbarea vremii, deși sunteți plecați în drumeție, să vă uitați la prognoză să nu vă apuce ploaia pe drum, sau este cineva cu o falcă în cer și una în pământ supărați pe voi și trebuie să aduceți diplomația, da, la voi. Ora 10, da, este cu această avertizare. Și vedem că din nou apare această lupă, da? Trebuie să fiți atenți la ce spuneți, la ce auziți, la ce scrieți, la absolut tot. Pentru că această carte îndeamnă să nu fiți deloc superficial, dimpotrivă, să urmăriți și cel mai mic detaliu. 44 poate reprezenta o vârstă sau intervalul orar între 4 și 16 sau ora 8, între 4 și 8. Aici văd multe drumuri de zi sau un drum de zi important în care vine, dragii mei, o bucurie mare. Da, bucuria aceasta mare poate fi de la un angajator, un antreprenor, o firmă sau un bărbat din Taur, Fecioară, Capricorn. Acesta, de asemenea, poate să fie și atent cu ochii căprui, da? Poate mai plinuți sau mai scunduți. Am ajuns la ziua de joi. Joi va fi 9 august și văd că această carte, prima carte, vorbește despre răbdare, îngerul răbdării, care aduce împăcări. Cartea spune să ascultați mai mult decât să vorbiți, puteți afla secrete importante. E o armonizare aici, ori între 1 și 6, ori la ora 16, ori la ora 7. Da? Este o răbdare care vă pune într-o lumină bună. Și văd, dragii mei, un cadou foarte important, dragi fecioare. Este un inel, o bijuterie pe care vă cumpărați sau o primiți cadou. Este o cerere în căsătorie sau de logodnă sau o cerere de a deveni iubiți cuiva. Aici am cartea asului de treflă, poate să intervină pasiunea, iubirea, poate a unei persoane din berbecul săgetător. 25 este o vârstă sau considerăm intervalul orar între 2 și 5, ori să fie importantă ora 7. Aici, dragii mei, din fericire, o supărare pe care voi o aveați este anihilată printr-o bucurie în casă. Dacă voi, de exemplu, sunteți supărați, sunteți, nu știți cum anume să interveniți, iată, cu asul ăsta de inimă roșie vorbesc despre bucuria în casă din partea unui alt membru de familie, din partea unui prieten, a persoanei voastre dragi. Da, și văd de asemenea berbeci, lei săgetători, din nou, da, cu care veți interacționa. Au loc împăcări, dragii mei, și acest lucru contează foarte, foarte mult. Am ajuns la ziua de vineri și la 11 august. Și iată, avem aici un bărbat foarte inteligent, care este reprezentat de domnii din Fecioară, sau reprezintă un consultant sau un partener al doamnelor din Fecioară. Bărbatul acesta inteligent fie are 46 de ani, fie interacționează cu voi în intervalul 4 și 6 sau la ora 10, ori la ora, sau ori este cineva de 24 de ani. Mergem mai departe și vedem rodul pe care îl primiți. Voi ați muncit, ați depus un efort și vine și recompensa muncii voastre. Un profit pe care l-ați investit, văd că dă roade pentru voi. Am aici cartea cu numărul 10. Ora 10 poate să fie importantă în aflarea unor vești, că ați câștigat ceva foarte important. Și, dragii mei, văd că în curând are loc o decizie, da? În curând
Sunt aici două persoane implicate, fie că este cineva din rac Scorpion Pești, un bărbat mai sensibil, da, care vă oferă un cadru din acesta foarte, un cadru de siguranță, de calm. Poate să fie o prietenă bună din berbec leu săgetător, da, care să vă impresioneze, sau o persoană brunetă cu ochii negri sau căprui. Dragii mei, sper că veți simți, da, vibrația acestor cărți frumoase. Eu am ajuns la weekend. Să vedem ziua de sâmbătă, 12 septembrie, cu ce vine. Vedem un soare, vedem o vacanță, vedem prezența dumneavoastră într-o apă, fie că este mare, fie că este un lac, o piscină sau cada în care vă relaxați. Soarele anunță bucurie, anunță copii, anunță fericire. Am cartea cu numărul 1. Poate că veți fi situați pe prima poziție într-o ierarhie. Și văd de asemenea că se duc niște nori. Sunt alungați și norii și ceața de acest soare bun și blând care încălzește peisajul. Numărul 6 poate să fie important și un rege de bâte, un bărbat din berbec leu săgetător, care să vă ajute, da, cu care poate că veți atinge aceste stări interesante de rezolvare a unor dificultăți. Și ultimele trei cărți pentru sâmbătă vorbesc de un dar foarte frumos, dragii mei din Fecioară, sau o sumă de bani pe care o veți primi. De asemenea, se referă la o bucurie mică sau la o pasiune pe care o are o anumită persoană sau voi o simțiți față de cineva. Și nu în ultimul rând, o veste bună care se referă, dragii mei, la ceea ce reprezentați voi, la ceea ce vă doriți. Vestea bună este că se împlinește ceva la care voi țineți foarte mult. Și am ajuns la ziua de duminică și aici văd ușoare dependențe. Dependența voastră de cineva sau a altcuiva de voi, dorința de a recurge la adicții, alcool, zahăr, sau dorința de a munci compulsiv, de a controla situația, de a fi manipulatori financiari, ori pur și simplu este o persoană care depinde foarte mult de voi și care are, da, îi se petrece o schimbare. Persoana asta parcă are dreptul să aleagă în sfârșit, să iasă dintr-o anumită dezamăgire. Și văd de asemenea în Lenormand faptul că veți avea o izbândă, veți avea o reușită, dragii mei, este aici un fundament solid, este o destinație plină de reușite. Am cartea numărul 5, este o carte a schimbării, dar și un 7 de cupe, care aduce atracție magnetică fantastică, da, între... Îmi cer scuze, dragii mei, că am căscat. Și, dragi fecioare, văd aici o iubire. O iubire pentru sufletele pereche, pe care voi, dragi doamne și domni din Fecioară, le formați, fie cu persoanele care au ochii verzi sau albaștri, fie cu persoanele care sunt din gemeni, balanțe, vărsători. Formați suflete pereche cu acestea și, da, simt că iubirea crește în intensitate. Și am ajuns, dragii mei, la surprize, la sfat și la a vedea dacă dorința dumneavoastră are șanse de a se împlini. Surpriza se referă la o persoană cu ochii verzi sau albaștri, la gândul unui femei sau unui bărbat care poate fi din gemeni, balanță, vărsător. Apoi, sfatul se referă la a asculta de o persoană din berbec leu săgetător, dacă asta vă spune cugetul, sau de a vă feri de aceasta. Dar eu văd o revigorare. Văd că voi sunteți foarte atenți ca toate lucrurile să se rezolve de la sine. Și vă consumați, dar aveți și de unde să consumați, pentru că vă motivează ceea ce faceți. Iar, dragii mei, cartea acestui valet de spade, de pământ, iertați-mă, de monede, îmi spune că da, voi aveți un profit, voi reușiți să rezolvați tot ceea ce este necesar. Acest valet de monede sau de pământ
Îmi spune că, da, este o energie frumoasă în care voi învățați lucruri noi și pe care le puteți folosi ulterior în activitatea dumneavoastră. Eu vă doresc toate cele bune, să vă meargă bine. M-aș bucura tare mult să vă abonați. Dacă n-ați făcut-o deja, ați putea apăsa și pe clopoțel și astfel sunteți anunțați când postez o nouă etalare. M-aș bucura să văd că v-ați acomodat, da, poate chiar să oferiți like-uri dacă v-a plăcut sau să comentați respectiva etalare. Vă îmbrățișez cu mare drag, să aveți grijă de voi și tot ceea ce vă propuneți să atingeți ca și scop. Numai bine! La revedere!